Merci, Juan. Putem să începem, da? Stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni, bună ziua tuturor! Vă salut în mod tradițional din numele liderului nostru, domnului Ilan Șor, din numele fracțiunii noastre, din numele tuturor colegilor noștri și desigur că transmit deosebite salutări celor care sunt sigură că nu au așteptat să mă vadă astăzi în această sală. Astăzi eu v-am invitat pentru a vă comunica poziția noastră în legătură cu cererea depusă la Parlament de către Procurorul General Interimar Dumitru Robu privind retragerea repetată a imunității parlamentare a liderului nostru, domnul Ilan Șor, și a mea implicit. Pentru noi, dar și pentru toată lumea, cred, este clar că majoritatea PAS va susține aceste demersi, iar ulterior ar urma să fiu reținută pentru 72 de ore și probabil și arestată. Eu cunosc și noi cunoaștem că decizia aceasta este deja luată în culise, dar după cum dumneavoastră vedeți și cum am zis și ieri, eu sunt aici și o să demonstrez nevinovăția noastră, o să demonstrăm toți împreună nevinovăția domnului Ilan Șor și, desigur, și a mea. Noi înțelegem foarte bine că aceste show-uri politice sunt necesare în continuare din cauza majorării prețurilor, din cauza crizii sociale și economice din țara noastră, este praf în ochi și o încercare din partea guvernării și personal a doamnei Maia Sandu să închidă ochii oamenilor și să demonstreze că chipurile ea și partidul PAS, care de facto este condus de ea, fac ceva pentru oameni, că e luptă cu corupție și luptă cu condițiile foarte rele de trai. Noi cu toții vedem că și benzina deja a trecut pragul psihologic de 30 de lei. Noi vedem că în continuare crește prețurile la electricitate. Noi vedem că toate produsele alimentare și tot ce este necesar pentru o viață adecvată și normală crește și pensionarii noștri și oamenii care sunt din categoriile social vulnerabile nu pot să mai trăiască în aceste condiții. Ei împreună cu noi, cu partide din opoziție, au luat decizie să iasă la proteste, la pichete, la flashmoburi. Și da, noi recunoaștem că Partidul Politic Șor, în frunte cu domnul Ilan Șor și întreaga echipa noastră, noi suntem foarte vocali, noi suntem foarte activi și noi mergem înainte în poziția noastră, contra guvernării, care este incompetent și care trebuie să plece. Înțelegem foarte bine că doamna Maia Sandu, domnul Igor Grosu, doamna Gavrilița și gașca lor de bandiți nu vor să audă în fiecare zi sub ferestrele din clădirile aceste frumoase și costisitoare că ei trebuie să plece, că ei trebuie să părăsească țara noastră. De aia și a fost invitat, sau mai bine de spus, chemat de urgență în Parlament domnul Dumitru Robu, procuror general interimar, ca să demonstreze puterea lui și puterea actualei puteri. Motivul este evident, așa cum deja v-am spus, și
Cred că toată lumea înțelege că ceea ce s-a întâmplat ieri nu are vreo legătură cu dosarul penal care se invocă. Mai ales că am mai trecut odată prin asta și am fost acuzată exact de același lucru, ca până la urmă să se demonstreze că totul a fost o înscenare și o comandă politică. Apropo, și data trecută, tot Dumitru Robu a fost cel care și-a bătut joc de lege și de demnitatea noastră umană. Dacă dumneavoastră țineți minte, după aia a venit alt procuror general care și-a cerut scuze pentru întreaga procuratură, pentru infracțiunile comise contra noastră. Atunci am zis că o să vină ziua aceea în care întreaga procuratură generală, dar și ceilalți actori politici, o să-și ceară scuze de la Ilan Șor pentru presiunea în toată perioada aceasta de timp. Noi înțelegem că partidul politic Șor crește în sondajele noastre și noi suntem concurenți foarte puternici actualei guvernări. Eu probabil vă dezamăgesc acum, stimată sau mai bine de spus nestimată Maia Sandu și toți bandiți din echipa voastră. Eu sunt aici. Eu nu am de gând să fug nicăieri. Așa cum am zis, noi o să luptăm pentru nevinovăția noastră și pentru demnitatea noastră. Dacă vreți, eu pot și acum să merg și la CNA, și la 13, unde doriți. Nu mă tem de nimic, pentru că știu că nu am comis nicio infracțiune. Dacă vreți și puteți să luptați doar așa, cu opoziție, mai ales și cu femei, totuși nu trebuie să excludem acest factor, deși probabil doamnei Sandu nu este cunoscute aceste noțiuni. Atunci, poftim, continuați lupta voastră. Eu sunt gata chiar și acum cu toți procurori și cu cine vreți să merg la procuratură. Dar să știți că o să continuă lupta noastră și de acolo, chiar dacă acest lucru se va întâmpla. Noi înțelegem foarte bine că și factorul Bălțului și alegerile de la Bălț a jucat un rol foarte important în ceea ce s-a întâmplat ieri. În data când noi am depus dosarul nostru la CEDO, iată, este ridicată imunitatea noastră. Pentru că, în continuare, partidul PAS se teme foarte mult de puterea noastră care crește în toată țara, mai ales la nordul țării. Și problema este că peste tot, și la Bălț, și în toată țara, lumea ni se jăluie de prețuri foarte mari, care deja nu mai poate să fie suportate de ei. Și dacă voi credeți că de la ridicarea imunității de la domnul Ilan Șor și a mea ceva se va schimba în condițiile de trai pentru cetățeni, voi vă greșiți foarte și foarte mult. Și foarte bine înțelegeți că nu se va întâmpla nimic spre bine, pentru că noi suntem unica putere care continuă această luptă și continuă proiecte foarte importante pentru concetățenii noștri. Cât timp voi stați și nu faceți nimic. Desigur că Ilan Șor și Partidul Politic Șor vă este un concurent, pentru că în fiecare zi noi facem câte un pas spre statul de bunăstare socială și avem grijă de cetățenii noștri în întreagă țară. Dar voi vă ocupați doar de delegații și de așa zisă luptă cu corupția. La asta o să revin pentru că am un mesaj special adresat astăzi Maia Sandu și actualii puteri în privința furtului miliardului. Dar cu asta o să concluzionez, să nu creadă că nu am venit cu careva surprize pentru ei. Deci, motivul real este că partidul Șor, pe care îl reprezentăm, este o forță de opoziție puternică, aflată în continuare
în creștere, iar guvernarea PAS, care deține puterea absolută, încearcă să ne reducă la tăcere și ne decapiteze partidul, crezând că astfel nu va mai fi cine să-i critice. Încă o dată vă spun, vă greșiți. Echipa noastră este foarte puternică și o să lupte și pentru noi, dar și pentru întreaga țară. Vreau să vă spun că nici liderul nostru, Ilan Șor, nici eu, nu ne lăsăm intimidați cu așa ceva. Mai ales că suntem obișnuiți deja să fim hărțuiți și să activăm sub o presiune continuă. Totuși, le atragem atenția tuturor oamenilor din sistem care execută aceste ordini ilegale, că partidele vin și pleacă. Puterea se schimbă periodic și doar faptele rămân. Fiecare poartă răspundere pentru ceea ce a făcut mai devreme sau mai târziu. În contextul celor expuse, vă anunț că am depus astăzi o cerere la Procuratura Generală, adresată Procurorului General interimar Dumitru Robu, prin care îi comunic că, în cazul reținerii mele, aceasta va constitui o măsură arbitrară, care are ca scop intimidarea atât a mea, cât și a întregii fracțiuni parlamentare a partidului politic Șor. Iată, aici este această cerere, cumva să nu se piardă ea. Ea a fost înregistrată, este și ștampeluță, ea a fost transmisă domnului Robu, dar și Parlamentului și Comisiei Juridice, ca toată lumea să fie la curent. În această cerere, dacă pe scurt, este scris următoarele. Eu, Marina Tauber, nu mă eschivez de la urmărire penală, nu contrafac probe, nu comit noi infracțiuni și nici nu perecletez desfășurarea urmăririi penale. Mai mult, consider nu există temeiuri legale pentru reținerea mea din următoarele considerente. Nu am intenție să perecletez bună desfășurarea a urmăririi penale. Vreau să-mi demonstrez nevinovăția prin procedurile legale prevăzute de legislația procesual penală și să particip activ la desfășurarea urmăririi penale. Nu am intenția să mă eschivez de organul de urmărire penală. Acest fapt putea fi realizat până la examinarea sesizării Procurorului General interimar cu privire la ridicarea imunității. Nu am intenția de a comite infracțiuni. Din momentul presupusei comiterea infracțiunii incriminate au trecut mai bine de 8 ani și pe aceleași fapte am fost reținută în anul 2019, iar reținerea repetată ar fi o încălcare a principiului non bis in idem. Reținerea într-un stat de drept poate avea loc în baza temeierilor descrise în articolul 166 din Codul de Procedură Penală. În caz contrar, este o acțiune arbitrară și ilegală. În lumina celor expuse, atrag atenția Procurorului General interimar, deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale, cât și a întregii societăți asupra posibilelor ilegalități în privința drepturilor și libertăților noastre, garantate de Convenția Europeană pentru Drepturile și Libertățile Fundamentale ale Omului. Considerăm că aceste acțiuni au un substrat politic pronunțat și reprezintă un abuz grav comis de actuală putere împotriva unei forțe de opoziție. Fapt ce atentează asupra drepturilor și libertăților cetățenești. Ingerința gravă în justiție și un atac brutal asupra democrației și statutului de drept. Dar dacă domnul Robu și ceilalți vor să vorbească despre furtul miliardului, am așa o întrebare. Cu toții cunoaștem că garanțiile de stat au fost votate și semnate inclusiv de Maia Sandu, care este actuală președinta a țării noastre. Întrebarea mea, cei care reprezintă organele de drept și justiția moldovenească, de ce oare nu este arestată Maia Sandu pentru infracțiunile comise? De ce ea nu este audiată?
De ce voi, în continuare, luptați cu opoziția și nu vreți să atrageți la răspunderea această doamnă care a comis aceste infracțiuni și este implicată direct în furtul miliardului? Sper că această întrebare totuși o să rămână în memoria voastră și voi o să ne dați răspunsul nouă în calitate de deputați. Pentru că chiar dacă imunitatea mea o să fie ridicată, eu în continuare rămân deputat în Parlament cu toate drepturile mele, fiind delegată de cetățenii Republicii Moldova. Așteptăm cu nerăbdare răspuns la această întrebare când o să fie atrasă la răspundere doamna Maia Sandu și încă o dată reiterez poziția noastră. O să demonstrăm nevinovăția noastră, iar eu rămân la dispoziția dumneavoastră a tuturor 24/7 pentru orice răspuns și pentru orice clarificare necesară, atât societății cât și Procuraturii Generale și altor organe care reprezintă justiția noastră sarmană moldovenească. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi bună și îmi cer mii de scuze de la Grosu, Sandu, Litvinenko, Robu și ceilalți că totuși i-am dezamăgit și că sunt aici. La revedere!